De peste un an, Consiliul Local Curtea de Argeș a decis ca Muzeul Municipal să primească 6 birouri la fostul sediu al parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș. Până acum însă spațiile nu au fost deloc amenajate din cauza lipsei banilor. Noi sperăm că acum spre sfârșitul anului ar mai fi o rectificare bugetară, așa ni s-a spus, în care am primit bani cu care să amenajăm aceste 6 încăperi pe care le avem. În noile birouri se vor muta directorul, contabilitatea și se vor crea noi spații de depozitare pentru ceramica și textilele pe care muzeul le are în patrimoniu și care se pretează să fie aduse aici. Încăperile rămase libere la Muzeul Municipal, astfel vor fi transformate în săl de expoziții. În felul ăsta mai libera o suprafață destul de mare în secția de istorie pe care vrem să o amenajăm cu noi exponate. Muzeul a primit mai multe donații, iar obiectele nu pot fi expuse acum pentru că nu este loc. După ce departamentul administrativ al instituției se va muta de la muzeu, expozițiile vor avea mai mult spațiu. Parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș s-a mutat, astfel noul sediu care aparține primăriei a rămas liber. Deocamdată muzeul îl împarte cu sediul organizației locale a PSD. Singura investiție făcută în sălile goale și neprimitoare acum a fost montarea unei centrale termice.